Partidul Social Democrat este consecvent și își respectă angajamentele. Susținem cu tărie creșterea punctului de pensie cu 40% și respectarea legii. Am auzit de la Orban și Câțu că nu sunt bani. Oare chiar așa e? Am mutat prin amendamentele noastre banii din pușculița electorală a lui Orban și am dat înapoi pensionarilor. 6,8 miliarde guvernul Orban i-a luat din bugetul asigurărilor sociale și au mutat în pușculița electorală. Nu era mai simplu să pună încă 4 miliarde acolo și să fie bani suficienți pentru pensii? În timpul guvernării PSD am avut creșteri de venituri cu 2,4 miliarde în fiecare lună. Bani sunt. Totul este să-ți dorești să-i dai înapoi pensionarilor.